Astăzi noi îl lansăm datorită sprijinului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și a președintelui Igor Dodon. În contextul ăsta vreau să vă spun că în afară ceea ce e principalul de fapt astăzi noi ne-am adunat cu lansarea proiectului Istoria Moldovei, dar ăsta nu e primul proiect care Asociația Istoricilor cu sprijinul Partidului Socialiștilor îl realizează. Și dacă nu e al 10-lea sau la 11-lea, dacă nu a 12-lea. Noi am petrecut 10 conferințe. Oameni buni, noi am petrecut 10 conferințe. Iată, asta este a 10-a cu eliberarea Moldovei. Și dumneavoastră, materialele acestor conferințe le aveți la dispoziție, o să faceți cunoștință cu ele. Mulți din dumneavoastră ați fost participanți la conferințele astea. Noi am editat cu sprijinul Partidului Socialiștilor câteva cărți și procesul continuă. Și astăzi lansăm proiectul Istoria Moldovei în două variante. Varianta în trei volume academică, câte un volum la fiecare perioadă, medievală, modernă și contemporană, și varianta, cum se spune, pentru popularizarea științei și a istoriei în rândul tineretului și a tuturor amatorilor. Cum era înainte, pe timp sovietic, carte de citire, книга для чтения по истории. Scop personal al echipei noastre, noi vrem să facem 100.000 de cărți, să le repartizăm în toate satele din Republica Moldova. Și credeți-mă că oamenii așteaptă o astfel de carte. Ea trebuie să fie masivă, pentru ca oamenii să citească și să țină minte cine suntem noi. Noi suntem moldoveni, noi avem cu cine mândri. Aceasta este o inițiativă care va fi susținută în cadrul campaniei naționale pe care am lansat-o încă în 2009, care se numește Iubesc Moldova, la sigur ați auzit cu toți. Îmi amintesc un film frumos sovietic care se numește Nimic nu e de Novogoda. Este acolo o replică, o pronunță Smoktunovski în dialog cu Batalov. Deci Gusi Rupin. Gusi! Каждая страна имеет своих дураков. Молдова, цара Молдовии, ла ора актуала, are o trăsătură foarte originală și simpatică. И care popor are, hai să zici, hai să fim serioși, nu e păduri, păr uscături. Avem și noi divinii noștri, da? Dar numai la noi e divin președinți de Academie. Aceasta este ceva exclusiv. Deci, cu alte cuvinte, este un start bun și, din partea mea, de asemenea, vă doresc succes în munca aceasta care începe astăzi. Referitor la unele momente care s-au spus aici, într-adevăr, e dificil astăzi să înțelegi ce se întâmplă la noi. Printr-o expresie nu poți lămuri de ce asta are loc, însă noi știm ce să facem. Deci, totalitatea țării noastre trebuie aparată, trebuie de despărțit. Cel care lucrează în stat trebuie să apere statul acesta. Anul acesta avem 656 de ani a statalității Republicii Moldova. O carte, o lucrare serioasă referitor la istoria Moldovei a fost de câteva ori. Cunoașteți Letopisețul lui Cantemir, da? Țării Moldovei și după aceasta a fost 50 de ani în urmă în timpul sovietic și mai mult așa cărți serioase academice de fapt nu au fost. A făcut domnul State o carte destul de bună, Istoria Moldovei, noi am contribuit și de fapt am popularizat-o la maxim, avem și alte idei în acest sens. Eu vreau să vă spun că cu inițiativa de a face această lucrare a venit mediul academic, ați venit dumneavoastră, cu regret o astfel de inițiativă nu a venit Academia de Științe a Republicii Moldova. Și poate să fiu destul de critic, dar probabil în componența actuală, când președintele Academiei de Științe spune că noi suntem români și declară că trebuie să facem mare unire, noi nu putem să ne așteptăm din partea acestei academii să vină cu astfel de inițiative. Eu mă bucur și salut că dumneavoastră din mediul academic ați venit cu această inițiativă și domnul Nazarea, când a venit ceva timp în urmă, câteva luni în urmă la mine și mi-a spus, domnul, uitează, este o inițiativă să creăm o lucrare în trei volume detaliată referitor la istoria Moldovei. Eu atunci i-am spus domnului Nazarea că o să încerc să depistez și surse în acest sens, dar cel mai probabil vom începe această activitate. Astăzi, în cadrul acestui eveniment, noi de fapt lansăm oficial activitatea grupului academic pentru pregătirea, pentru scrierea acestei lucrări. Din informațiile care mi-au fost prezentate, de fapt este și structura, este cam și graficul,
Noi ne propunem ca în decurs de 12 luni, 12-15, totuși. În decurs de 12, maximum 15 luni, să finalizăm această muncă și să o publicăm într-un volum cât se poate de mare, pentru ca el să fie transmis poate și gratis, probabil va fi gratis în toate școlile din Republica Moldova. Что у нас? Что у нас?